Lotul pe care Flavio Stoican l-a selectat pentru cantonamentul din Turcia are în componență 25 de jucători. Cei mai mulți provin de la centrul de copii și juniori ai clubului Pandurii sau din ligile inferioare. Clar, este un plus pentru că, în primul rând, s-au cunoscut între ei ca și nume, pentru că sunt jucători care au venit din, să zic așa, aproape din toate colțurile țării, plus jucătorii care erau localnici și au jucat la echipa a doua. Ne-au dat încredere rezultatele din primele meciuri. Cred că lucrurile sunt spre bine. Greu, dar nu imposibil. Flavio Stoican, antrenorul Pandurilor, a explicat că se mai gândește la noi transferuri, inclusiv de la echipele importante ale Ligii I. Cu siguranță, până când se va termina perioada de transferări, vom fi atent pe posturile care credem că trebuie să aducem jucători și cu siguranță vor mai veni. Te gândești să aduci între jucători care nu au loc la echipe mai puternice, precum Steaua, precum Dinamo? Mă gândesc la orice jucător care știu că mi-ar fi de folos, care știu că m-ar ajuta și cu siguranță nu aș zice nu, dacă jucătorul respectiv va fi, ok pentru noi. Cei mai experimentați fotbaliști din lotul actual care au mai evoluat pentru Pandurii sunt Elton și Erico da Silva și portarul Răzvan Stanca. Alți 13 jucători din lotul de 25 de fotbaliști care au ajuns în Antalya sunt tineri promovați de la echipa a doua sau care au mai evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu sezonul trecut, ori în alte ediții de campionat și care au revenit acum la echipa gorjană.